Așa e neobișnuit când vorbește în fața audienței goale. Eu care m-am obișnuit vorbesc cu sălile pline. Astăzi vreau să mă adresez distinșilor noștri cetățeni și mai puțin distinșilor noștri deputați, unii dintre care au și plecat. Marx spunea că o nălucă îmblă prin Europa. Prin parlamentul nostru, stimați deputați, tot îmblă o nălucă. Și năluca asta se cheamă Odă frăției române. Eu, desigur, am vrut să vorbesc despre alte lucruri, dar eu o să-mi păstrez și pentru mâine declarație. Astăzi o să pornesc de la o sesizare a doamnei Ciobanu despre această cărțulie pe care am citit-o cu mare interes în timpul în care am ascultat debitul verbal a multor din colegii noștri. De fapt, la toate agitațiile inutile care sunt în această sală legate de proiecte de lege și așa mai departe, există o soluție foarte simplă. Cetățenii Republicii Moldova de mult ar fi fost din 2004 membri a Alianței Nord-Atlantice și partea Uniunii Europene în urma integrării României în 2007. Nu este târziu nici acum, dar să revin la această cărțulie. Prin intermediul angajaților fracțiunii Partidului Socialiștilor, în Parlament se distribuie o cărțulie profund antiromânească și antiunionistă. Eu înțeleg resentimentele pe care le are Partidul Socialiștilor față de România, dar, fraților, dacă urâți atât de mult România, nu-l mai trimiteți pe Vaniușa Ciobanu cu cerșetul pe la București și în alte părți. Citesc doar câteva din jignirile care se aduc statului român, identității românești și mie personal ca cetățean român, în cuvinte de genul haimanale, lingăi, haite, debil la trup, mereu cu monștri în cârdășie, cu Yankee și cu NATO. Andreea, nu vrei să rămâi să asculți un pic? Regățeni călăi, frați ocupanți mai rău ca lupii, farisei mincinoși, cu diferite poze în care se arată că de fapt statul român este cel care a instigat protestul din 7 aprilie 2009, haită de șacali, iude, bestii care urlă, căruțași românoizi, sătui și băuți, tâlhari buni de gură, trântori și cameleoni vicleni, iarăși românoizi bandiți la guvernare. Și toate astea scrise de un anumit Gerasim Ghidirim, colonel în rezervă de securitate a statului, așa cum pretinde dumnealui, deși cred că este un pseudonim pe care îl protejează Partidul Socialiștilor. Somația mea este simplă. Rog conducerea și secretariatul Parlamentului să pornească o anchetă internă privind distribuirea acestor pleante printre angajații Parlamentului și printre organizațiile de stat din Republica Moldova. Dacă s-au ajuns în Parlament, este clar că aceste lucruri sunt distribuite. Este un afront adus statului român, identității românești și românilor în general. Și în raport cu România, noi putem să avem numai atitudinea privind dreptul istoric care este deasupra tuturor creațiilor care sunt în acest Parlament și în afara lui, pentru că dreptul istoric este o chestiune care nu ține de timp și de spațiu. Iar al doilea lucru este declarația noastră de independență, care spune foarte clar că Republica Moldova este al doilea stat românesc, prin urmare, îndrept să-și urmeze cursul firesc la reîntregire. Iar în al treilea rând, dintr-un profund respect față de statul român, care este cel mai mare investitor și modernizator al Republicii Moldova, cel mai mare partener de afaceri, cea mai mare piață de desfacere a mărfurilor și de import. Doi, rog să se stabilească persoanele responsabile de distribuirea acestor pleante în Parlamentul Republicii Moldova, complicitatea lor, și sesizez autoritățile române
să ia în vedere acest caz privind românofobia și antiromânismul din Parlamentul Republicii Moldova, cu sancțiunea în privința deputaților Partidului Socialiștilor care se fac complici cu cetățenii române, de retragere conform legii privind cetățenia română. De asemenea, vă rugăm să conectați microfonul încă un minut. Într-un context mai extins, cu un apel în calitate de deputat al Partidului Unității Naționale și în calitate de președinte, pentru sesizarea în privința tuturor deciziilor și atitudinilor antiromânești din partea înalților demnitari și a demnitarilor cu funcții publice și a oamenilor de afaceri care au cetățenii române, în mod special gestionând afaceri din Republica Moldova, românești, cu privire la inițierea procedurii de retragere a cetățenii români. Vă mulțumesc!